Bine v-am regăsit, dragii mei, bine v-am regăsit, dragile mele, pe Auroscop. Ce face persoana dumneavoastră în acest moment? În acest moment în care vizionați clipul. Deci este o etalare valabilă ori de câte ori vă uitați la acest clip și vă gândiți la o persoană, fie că este sunteți despărțiți de această persoană, fie că v-ați certat, fie că nu mai vrea să mai audă de voi și vreți să intrăm așa puțin în energia acestei ființe, dar cu condiția să aflați sau ce ar trebui să aflați voi vis-a-vis de această persoană. Nu intrăm în liberul arbitru al persoanei respective pentru că nu avem voie. Dacă doriți să participați la această etalare, așa cum bine știți, este momentul să vă gândiți la această persoană, să vizualizați puțin situația voastră și să întrebăm minunații îngeri și minunații ghii spirituali ce ar trebui noastră să aflați, să știți despre această persoană fix în momentul în care voi vizionați acest clip. Am să folosesc 6 cărți, 3 cărți din acest pachet de oracol și 3 cărți din acest pachet de oracol pentru a avea cât mai multe informații, astfel încât noastră să știți ce ar trebui să faceți mai departe. Aceasta este o etalare care se adresează mai mult persoanelor în despărțire, să zic așa. Sunteți certați, certate, despărțiți, despărțite de persoane care nu prea mai dau niciun semn de viață, v-au uitat, v-au blocat. Practic este imperios necesar să știți dacă se mai întorc sau nu pentru a merge mai departe. Bun, este o etalare generală, o etalare colectivă, de aceea v-aș ruga să o luați ca atare. Nu luați nimic personal pentru că nu se adresează situației particulare. Nu luați ad literam, nu preluați ad literam mesajele, ci doar elementele cu care rezolvați pentru a avea un tablou cât mai clar a situației generale în planul iubirii. Nu uitați că sunteți în siguranță, liberul arbitru vă aparține. Haideți să vedem, dragii mei, gândiți-vă la această persoană. Energia generală a acestei etalări este faptul că lucrurile se schimbă sau s-au schimbat pentru această persoană dintr-o dată. Viața sa a căpătat nuanțe telurice, pe împământești. Este o persoană care în momentul de față, acum nu știu dacă chiar îi plac jocurile de noroc, sau are anumite adicții, alcool, tutun, cafea, relații intime. Mi se pare că este o persoană care nu este orientată către planul acesta al iubirii sufletește, la suflet, la suflet. Probabil că îi plac banii, îi place să aibă beneficii din relații, avantaje, viața de lux sau să obțină anumite avantaje dacă este într-o relație. Și cred că așa este și din punct de vedere al serviciului. Nu mi se pare că este o persoană stabilă. Și cred că în momentul de față, în unele cazuri, evident că nu în toate, persoanele la care voi vă gândiți s-ar fi putut să aibă senzația că au tras lozul cel mare. Asta, orică sunt într-o relație cu persoane pe care nu le iubesc, dar stau acolo în relație pentru că au aceste avantaje și mai ales avantaje bănești, că despre asta este vorba, s-ar putea să nu le lipsească nimic, să nu iubească, dar să se simtă foarte ok, foarte bine cu faptul că nu este persoana asta, nu este restricționată de nimic. Probabil că la voi sau cu voi sau voi v-ați fi așteptat ca persoana aceasta să împărtășească aceeași iubire pe care voi o aveți pentru ei. Iubirea aceea de la suflet la suflet pe care din păcate nu o mai aveți acum în momentul de față. Și pentru că tot mi-au venit în cap câteva semne zodiacale, predominant în primul rând leu, berbec, săgetător, balanță, rac, scorpion și capricorn. Ca semne zodiacale predominante, dar nu obligatorii. Acestea sunt doar mesaje suplimentare menite să vă identifice cu această etalare. Deci, eu cred că este o persoană care riscă foarte mult și se implică în tot soiul de relații, nefiind stabilă. Adică nu văd o persoană care rămâne stabilizată în acea relație, că vezi, Doamne, iubește și vrea să stea până la deci bătrâneți.
ca lăcustica, ca lăcusta. Se duce acolo unde se hrănește, după ce a secătuit tot, merge în altă parte și uite așa, nemai spunând să nu vă sucesc cuțitul în rană, de fapt, cred că foarte mulți știți despre ce este vorba, sare din floare în floare. Nu este o judecată, Doamne ferește, este o constatare prin ceea ce primesc eu ca mesaj pe cale intuitivă. Și v-am spus, cred că nu este nimic nou sub soare, dar pentru că tot am subliniat această idee de a intra puțin în energie și ceea ce ar trebui să aflați voi despre această persoană, probabil că ghizii spirituali, mulțumesc pentru intervenția minunată a lor, dau mai departe aceste mesaje tocmai pentru ca voi să vă confirmați, să aveți anumite confirmări astfel încât să reușiți cumva să vă desprindeți pentru a merge mai departe. Mă gândeam la alte vești, doar că nu pot eu să sucesc aceste vești. Știți că sunt extrem de bucuroasă când vă dau vești bune, da? Și în această situație poate să fie vorba despre acea binecuvântare care este întotdeauna dintr-o suferință și dintr-o durere. Măcar știți cu cine aveți de a face, mai ales dacă aveți confirmări. Este o persoană care are măști. S-ar putea să nu vă fi spus încă de la început și nici acum, pentru că s-ar putea să nu vorbiți, să nu comunicați și de ceva vreme, cel puțin un an, doi, chiar, nu știu, m-aș duce chiar până la 3 ani, în care nu ați discutat, în care nu ați vorbit și parcă tot nu vă vine să credeți că nu se mai întoarce. Deja, această etalare este exact pentru acele persoane care se identifică 100% cu această relație. Nu am ce să vă zic. S-ar putea, v-am spus, să fi căzut pe capul său o pleașcă atât de mare, nu știu, exact ca acel câștigător la jocurile de noroc, știți, și să aibă senzația că a apucat divinitatea de picioare, cam așa. Sau poate că v-am zis, există ideea de a se implica într-o relație cu cineva care are foarte mulți bani sau are beneficii. Că e bărbat, că e femeie, aici dumneavoastră știți. Haideți să vedem ce iese la capătul cărților. Vedeți, noi începuturi. Posibil să fie vorba și despre o energie sau dacă este energia voastră care este tatonată, așa, se tatonează terenul în ceea ce vă privește pe voi, în vederea unei noi relații, dar voi vreți să știți, până la urmă, dacă mai este cazul să mai așteptați ceva din partea unei persoane din trecut care nu vorbește și care probabil că și-a văzut de viața sa materială și voi să fiți în începutul relației cu o altă persoană și să fiți așa în balanță că nu știți ce să alegeți. Eu, prin ceea ce simt ca procent mai mult vis-a-vis de această carte din capătul cărților, este vorba despre persoana dumneavoastră care este deja implicată într-o altă relație, sper să nu vă spărați pe mine, dar asta simt, asta vă spun, într-o altă relație cu o altă persoană pe care a urmărit o rețelă de socializare. Adică nu este numai una. Este o, ființa asta a speculat, a agățat, dacă mi se permite această expresie, pe rețelele de socializare, agață. Se interesează, vede despre ce este vorba și în special, și aici, nu știu, poate mă corectați, ființe care sunt, nu sunt libere de contract. Pentru că nu vrea să se lege la cap dacă nu-l doare sau dacă nu-l doare. Femeia asta este căsătorită și nu vrea să divorțeze. Adică eu, sau pentru mine este foarte ok, pentru că îmi este mai lejer așa, pentru că eu nu vreau să mă implic în relație pe termen lung. Exact cum spuneam, s-a cadat. Are un tempo în relații. Nu e nicio problemă dacă îl refuză ea, poate îl refuză ea, dar cealaltă nu mai refuză. Exact pe principiul Pareto. Am 80%, tatonez 80%, din 80% măcar 20% tot încad în plasă. Nu-mi place să vorbesc așa despre lucrurile astea, doar că probabil că dacă vă aflați în fața acestei etalări, probabil că aveți nevoie chiar realmente să aflați despre
ce se întâmplă cu persoana asta, astfel încât să nu mai vă faceți gânduri. Deci nu simt că este într-o relație stabilă sau dacă este într-o relație aparent stabilă, este pentru anumite avantaje și beneficii, dar nu pentru suflet la suflet. Și culmea, știți care este? Culmea este, prin ceea ce simt eu aici, că a așteptat ca viața sa să se schimbe sau cineva să-i pună capac. Probabil că era o persoană care mergea din floare în floare, poate că arăta și bine, poate că era și potent financiar, material, în sfârșit, teluric, 100%. Undeva în inima sa aștepta să vină cineva care să-i pună capac și să o facă soție sau soț, depinde după caz. În momentul în care s-a implicat într-o relație, mi-a venit un guz de salam cu biscuiți. Vă place salamul cu biscuiți? Am să fac și o să vă arăt. V-a căutat, dar culmea este că în momentul în care s-a implicat în relația cu voi, a început să se simtă din ce în ce mai atras sau atrasă de voi în ideea de stabilizare. Eu cu femeia asta sau cu bărbatul ăsta aș vrea să rămân, dar ce mă fac? Că nu e genul meu, eu nu-mi doresc o familie. Am întâlnit persoane cu care am vorbit și care spuneau exact același lucru. O iubesc, de nu mai pot, este sufletul meu pereche, nu pot să mă implic într-o relație de familie. Nu-mi doresc asta, nu vreau. Adică dacă întâlnesc pe altcineva și îmi cade cu tronc, vreau să încerc și cu cealaltă persoană. Chit că o iubesc pe cea cu care sunt. Nu vreau să nu, ideea mea nu este de familie. Eu nu mă văd într-o familie. Poate tu te vezi, poate tu asta cauți, familie, eu nu. Probabil că așa este și această persoană. Deci culmea este că, din ceea ce simt eu, chiar a fost acolo. Probabil s-o fi speriat de faptul că începe să iubească și Doamne ferește. E de Doamne ferește, vorba șefilor de la cuțite. Șefilor de la cuțite. Este de Doamne ferește. Dar asta este. Nu judecăm noi. Fiecare are experiențele sale, fiecare are durerile sale. Dar noi avem etalarea aceasta care o să ne spună cu siguranță despre... În continuare despre ceea ce știți dumneavoastră, ceea ce trebuie să știți dumneavoastră despre acea persoană, această persoană care nu cuvântă, în afară multe cărți, dar o să iau și pe aceasta care a căzut, după care a fost un tăvălug așa de cărți. Sunt foarte multe, când sunt la jumătate. Ce să mai zic? Persoană falsă. Persoana care, exact ce am spus, nu vrea stabilitate. Aici înseamnă stabilitate, înseamnă pasiune, înseamnă munca pe care o depui ca să construiești. Persoana asta nu se vede într-o familie. Vedeți exact ceea ce mi s-a transmis spre cale intuitivă și mulțumesc din toată inima. Aici se pune osul la treabă pentru a construi, pentru a pune bazele unei relații. Trebuie să construiești, să fii prezent, să fii acolo cu sufletul, cu inima, cu fapta, cu gândul, cu ce vrei tu. Nu spun că nu și-ar fi dorit, că aici este contradicția. Nu că nu și-ar fi dorit. A căutat, v-a găsit, probabil în mijlocul unor petreceri, unde este multă lume, probabil în cadrul, nu știu, prieteni, rețele de socializare, evenimente mondene, acolo unde se dansează, în sfârșit team building-uri, etc., etc. Deci poate că a pus ochii pe voi, fără doar și poate, dar s-a ascuns, nu a spus niciodată ce își dorește, iar dacă a spus total greșit. A spus alte lucruri, sau a spus lucruri care vă interesau pe voi. V-a cucerit, a vrut să vă cucerească, s-a îndrăgostit de voi în unele cazuri, bineînțeles, doar că, pentru că aici este și pasiune foarte multă. Deci a dezvoltat o pasiune, a plăcut de voi, a încercat să fie cu voi. Poate și voi ați fost căsătorite sau căsătoriți, să zicem așa, la acel moment, ceea ce pentru această persoană a fost foarte ok, pentru că era o relație lejeră. Dar
nu și-a dorit stabilitatea. Stabilitatea asta nu și-a dorit-o. În unele cazuri putea să fie implicat sau implicată și el sau ea într-o altă relație. Chiar și căsătorit, nu este nicio problemă. Are relații extraconjugale, a avut relații extraconjugale. Nu aș spune că asta a fost o opțiune. De dumneavoastră chiar i-a plăcut. Fie că sunteți bărbați, fie că sunteți femei. A vrut să vă cunoască. A vrut să vă aibă. V-a dorit mai mult pasional la nivel intim și aici intră vigilența. Intră acest stop, probabil, pe care unii dintre voi l-ați spus. Nu mă implic mai departe într-o altă relație, pentru că nu mi se pare că își dorește o relație pe termen lung. Unii dintre dumneavoastră, unele dintre dumneavoastră, ați sesizat cumva la nivel celular această chestiune, că această persoană probabil dorea doar a consuma această relație din punct de vedere intim. Sau ulterior să aibă anumite beneficii. Persoane roșcate cu ochii albaștri, cu ochii verzi. Persoane șatene cu ochii deschiși la culoare. Ei șatenuți cu ochii... Este o persoană pedantă. S-ar putea să aibă gropiță în obra, în barbă. Așa, ca elemente identificatoare. Poate și, eu știu, barbișon, poate. În unele cazuri nu are păr. Sau are păr foarte rar, sau se tunde zero, sau în sfârșit are, nu știu, iarna, îi place să poarte căciul. Mie mi se pare o persoană care nu este neapărat așa super frumoasă, mai ales dacă este, nu știu, bărbat, ci are pe vină în coa, este șarmant, este pedant, știe să cucerească, știe să vorbească un adevărat cavaler. Îți încurcă gândurile cu amintirile, fără doar și poate, dar nesincer. Diferență de vârstă între energia feminină și energia masculină. Haideți să dăm și niște inițiale, pentru că le simt, le văd. N este C, este M. Probabil este o persoană care conduce sau îi place să conducă și mașina și să conducă într-o relație sau pe la serviciu, să vă conducă. Este o persoană care probabil este extrem de idealistă sau dacă a căutat în voi la un moment dat o relație aceea de alfa și omega. Dar cu elemente, nu știu, o să mă exprim așa mai soft, elemente care frizează patologia. Pentru că probabil au fost niște lucruri propuse de această persoană, în unele cazuri, evident că nu se potrivește tuturor, în care a propus lucruri pe care voi, din conservatorism, nu le-ați dat curs. O persoană, poate, care a grăbit lucrurile, a forțat un pic lucrurile, diferență de caracter, de temperament, și aici mă refer la unul spontan, altul mult mai așezat în banca lui, unul vroia, nu știu, să arunce cu parașuta, celălalt vrea să mănânce semințe în fața televizorului, adică deci niște, evident că glumesc, nu e, sunt niște diferențe destul de mari. Și aici nu pot să spun că diferențele se atrag, știți, cum spun câteodată în alte etalări, plus cu minus se atrage. Este vorba de respingere, adică aceste diferențe nu se mulează pe ceea ce vreați voi, fiecare separat, fiecare în dreptul lui. Sunt multe chestii pe care voi le vroiați în partea voastră, vi le-ați dorit cu o astfel de persoană. Ați crezut că puteți să le aveți cu astfel de persoană, dar nu. Iar cealaltă persoană dorea altceva și nici nu v-a spus ce dorește. Și nici nu își dorea să descifrați această persoană. Da? Mi se pare că s-a ascuns destul de mult și în continuare se ascunde. Se ascunde de voi, de aia nici nu vorbește cu voi. Se ascunde de tot, de toate, sau pur și simplu își ascunde propriile sentimente, emoții. Lipsă de maturitate și cred că
nu se face bine în ghilimele prea curând. Adică va mai trebui o perioadă bună, dacă nu, probabil că să mai vin o dată în această dimensiune să mai învețe lucruri. Așa este ea, persoana asta. Așa este, după modelul ăsta. It is what it is. Că uite că îmi fuge acum, îmi fug ochii pe chestia aia și pe diferențele astea de a dori lucruri. Deci el își dorește sau ea, după caz, lucruri, știți cum, avioane de, nu știu, avioane pe avioane, așa, cai verzi pe pereți, în sfârșit. Dar nu este vina nimănui. Îi place un fel de mașină, îi place să aibă asta, îi place să aibă vacanța, îi place aia, îi place aia, îi place să aibă, nu este, nu place să fie restricționat. Vă place, știți cum, exact ca mie îmi place să trăiesc într-un zgârie enorm, mie îmi place să trăiesc în cort, la munte, să văd, știți, cazare la 1.000.000 de stele, celălalt îi place să stea la 7 stele. Cam așa se pune și nu e nimeni vinovat, fiecare, de-aia zic, foarte multă diferență. Deci în momentul de față are senzația că a apucat divinitatea de un picior, tatonează terenul, încearcă să agațe pe rețele de socializare, sau umblă să agațe, un cuvânt urățel. Stă foarte mult pe rețele de socializare, poate așa v-a cunoscut și pe voi, tatonează terenul, dă mesaje, nu merge cu această persoană, merge cu acea persoană, întâlniri în mijlocul așa zișilor prieteni, da, voi v-a terminat. Ia uitați. Așa, metaforic vorbind, suferința este mare din pricina asta. Există varianta ca persoana asta să vină la un moment dat către voi, să încerce să ia legătura cu voi, să recomunice. Nu știu ce beneficii a avut de la voi și ce are în continuare. Poate și acele reminiscențe ale căutării unei persoane care să-i pună capac, că orice naș își are nașul. S-ar putea să vă viziteze, s-ar putea, știți, că vină cu un buchet de flori sau să încerce să dea de voi, mai bine așa, să dea de voi în vreun fel, mai ales dacă este și bariere comunicaționale, blocaje, ați blocat această persoană. Dar nu, cred că refuzați persoana asta. Pentru că v-a făcut foarte tare să suferiți. Distanță, vă desparte o distanță considerabilă, piedici pe care le-am amintit, torment emoțional, nor, du-te, vino, v-a făcut viața, v-a scos din ale voastre. Și problema este că după un blocaj, este o vulpiță, să știți, este o vulpiță, vulpița, uita mai vulpoiul, încearcă niște compromisuri, lucrurile se schimbă, se pot schimba efectiv dintr-o dată. Persoana asta, crezând că probabil mai poate să vorbească cu voi, s-ar putea să vă întâlniți cu astfel de situații. Dar ceea ce simt eu vis-a-vis de voi este că nu cred că mai vreți să se întâmple asta. Deci dacă vă cunoașteți, ar putea să vină cu un buchet de flori, să vă dea un mesaj, să vă dea un telefon, să spună, vezi că sunt la tine, pregătește-te că vin. Și atunci voi să nu... Exact ca atunci când trimiteți pe altcineva să răspundă în locul vostru la ușă și să spună nu este acasă, este cu prietenii sau eventual la mesaj. Să puneți pe cineva să răspundă în locul vostru. Deci nu vă mai văd. Nu mai văd. Văd că persoana asta ar putea, sunt șanse foarte mari, să vrea să vorbească cu voi, să vă caute, să vină chiar... Nicio problemă, iară, să vă spună că se va stabili, vă promite că se stabilește, că se revine. Stai că vreau să văd, să termin cu cealaltă, cu celălalt, nu știu, că numai lucruri neadevărate simt. Numai, știți cum, baliverne, așa, nebunește cu tot soiul de chestii. Doar că de data aceasta nu e, adică va
pus la pat așa, cu, cu durerea, cu suferința, cu neîmplinirea, cu suferiți foarte mult, vă face foarte rău această persoană. Deci de întors ar putea să, să vă caute, să vrea să vă caute din sau datorită, nu știu, din cauza, datorită beneficiilor pe care le-a avut când era cu voi. Chiar și emoționale, v-am zis. Doar că va fi în continuare această persoană falsă. Probabil este vorba de acel dute vino. Deci vreau să vă spun că m-a epuizat această energie, m-a epuizat această, această etalare. Deci cred că am făcut foarte multe foarte multe etalări. Am făcut destul de multe, am vorbit destul de mult astăzi în, mă rog, consultanța pe care o am eu, dar etalarea asta m-a rupt. Mă duc să fac o meditație, că nu mai ai, nu mai e. E... M-a rupt în două. Dragii mei, vă doresc să aveți în continuare zile binecuvântate, cu iubire, cu liniște sufletească. Aveți grijă de voi, de ființa voastră superbă, de, de spiritul vostru. Sunteți fabuloși, sunteți remarcabili, remarcabile din toate punctele de vedere, cel puțin din mesajele pe care le citesc. Absolut, absolut superb. Ce să vă zic? Multă sănătate. Luați legătura, intrați în legătură cu minunații îngeri, cu minunații ghii spirituale care sunt lângă voi. Totul este să le cereți ajutorul divinității, în primul rând. Pentru că sunt acolo să vă ajute. Nu pot intra în liberul arbitru, pentru că dacă nu vreți, nu vă pot. Bine, ei intervin doar în momentul în care se întâmplă niște lucruri și nu trebuie să se întâmple. Dar veți găsi foarte multe binecuvântări. Foarte multe. Numai bine. Vă iubesc din toată inima, aveți grijă de voi și multă, multă sănătate. La mulți ani celor care își aniversează zilele de, de naștere în această perioadă. Numai bine. Vă pup și vă iubesc. Pa, pa!